Unul din marile mele regrete e că nu mi-aduc aminte pe mama atât de mult cât mi-aș dori. Poate că de asta nu mi-am pus până acum problema dacă vreau să fiu mamă. Și nu mi-am imaginat că voi găsi pe cineva alături de care aș vrea să cresc un copil. Petru, stai, ce ai nevoie? Petru, ce cauți? Petru! Calmante, calmante. Dar uite pastilele. Și ai și numărul doctorului, da? Da, da. Ai tu grijă de el? Normal. Ce faci, mergi la spital? Da. Hai cu să fie bine. Nu știu. S-am zis ce a zis doctorul. I-ai spus lui Petru? Nu, asta mai lipsea acum. Eu zic să mergi să faci testele, că poate nu e atât de grav cum crezi. Nu știu. La cum merg lucrurile, chiar nu mai știu. Ești pesimistă și mă enervezi. Du-te, fă-ți analizele și o să vezi că o să fie bine. Medicina a avansat foarte mult. O să poți să ai copii. Și dacă nu poți, ți-l dau pe al meu. Și așa o să fie un plângăcios că seamănă cu Pavel. Păi, Dana. Ai, mă glumez. Știu. Mulțumesc că mă faci să râd. Vezi că am zis că mă duc la cumpărături. Da, stai liniștită, te acoper eu. Mersi. Ai grijă, da? Timpul mi se iasă bine analizele. Da. Îmi pare rău, n-am vrut să vă sperii, dar m-am uitat pe analize și există totuși cauze imunologice de infertilitate. Nu pot să am copii? O, ba da. Doar că, vedeți dumneavoastră, din cauza transplantului și din cauza tratamentelor, pe măsură ce trece timpul, o să aveți probleme. Și mai ales cu cât o să vreți să faceți copii mai târziu. Și ce opțiune am? Păi bănuiesc că nu vreți să faceți chiar acum copil, nu? Tocmai ce ați făcut transplantul. Da, nu. Și sunt și foarte tânără. Așa este. Eu v-aș recomanda să vă păstrați câteva ovule preventiv. Bine, sunt șanse să rămâneți și însărcinată pe cale naturală. Dar în caz că nu, e bine să fiți sigură. Înțeleg. Bun. Din câte văd aici, sunteți căsătorită? Da. Atunci e și mai simplu. Puteți să vă conservați direct embrionii. Nu înțeleg. E o procedură mai sigură. Ovulul fecundat are o șansă mai mare de reușită. Dar va trebui să vorbiți, desigur, cu soțul ca să... Da, e o decizie dificilă și nu știu cum să-i spun de... Fiți mai optimistă. Gândiți-vă la ce planuri aveți, când vă doriți să faceți copii și începem de aici, bun? Da, v-am zis, nu știu, e o decizie dificilă. O să mă gândesc. Da, dar soluții sunt, după cum v-am spus. Lia! Ești bine? Da, unde e Lia? La magazin. A plecat deja? Da, s-a dus să ia ceva. Nu știu ce, dar a zis că nu stă mult. Dacă ai nevoie de ceva, sunt eu aici. Nu, sunt bine, mersi mult. Bine. Alo, Otilia. Petru, cum ești? Cum te simți? Doamne, ce îngrijorată am fost. Ți s-a făcut rău ieri. Păi cum să nu mi se facă? Tu știi că Alice a ordonat moartea ei?
Ascultă-mă. Eu știu că acum tu o crezi în stare de orice. Dar eu nu pot să cred așa ceva. Da, Otilia, știu că e fata ta și o să o protejezi mereu, dar îți spun că s-a dus la Gianni și a ordonat să o moare pe Lia. Și acum vrea să-mi ia copilul. O să pătească pentru tot. Nu vreau să vă mai luptați atât. La copilul ăla nu te gândești deloc? Păi tocmai că mă gândesc la copil, fix la el mă gândesc. Am vorbit cu un avocat mai devreme să deschid un proces de urgență. Vreau să-l iau pe Robi, să-l țin departe de Alice. Și dacă e nevoie să vorbesc și cu Gianni, să declare că Alice l-a pus să tragă în Lia. Nu. Nu, Petru, tu nu o să faci asta, pentru că tu nu ești ca ea. Tu nu vrei ca Robi să trăiască departe de unul dintre părinți. Poate că a venit momentul să mă schimb. Pentru binele meu. Și pentru binele lui Robi.